Reprezentantul celor trei implicați în dosarul retrocedărilor a menționat că, deși el a propus doi experți în acest caz, cel mai probabil instanța nu își va da acordul decât pentru unul. Asta apreciație din hotărârea pe care o veți lua și asupra stabilirii unui onorariu pentru acest expert pe care urmează să, dacă apreciați dumneavoastră oportun, să îl numim în cauză. Am arătat în cererea formată de către mine împrejurarea că experții numiți de către instanță, doi la număr, pentru aceștia instanța a stabilit un orar de 20.000 de lei amândoi. Ceea ce mă face să cred că pentru o lucrare de amploare acesteia știu și eu un orar probabil de 10.000 de lei, sau de mult 10.000 de lei, sau în jur de 10.000 de lei, ar putea să fie un orar rezonabil. În ședința de Consiliu Local, Barbu Dănescu, primul președinte al Consiliului Național Provizoriu de Uniune Națională și fostul primar al Constanței, a fost desemnat cetățean de onoare post-mortem al municipiului. Acesta și-a pierdut viața în urmă cu două săptămâni, încercând să salveze doi copii de la ANEC pe plaja Trei Papuși din Constanța. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem al municipiului Constanța a domnului Barbu Dănescu. Aș dori să expresăm un moment de reprezentare. Mulțumim. Cât despre festivalul de la Mamaia, edilul Constanței a spus că nu știe dacă în acest an acesta va mai fi organizat în condițiile în care oricum este învechit. Festivalul de la Mamaia, în locul în care este învechit, îmbătrânit. În festivalul de la Mamaia se bagă foarte mulți bani cu un impact extraordinar de mic. Adică ca să cheltuiești un milion și jumătate de euro ca să faci un festival unde să-ți vină 1.000 și ceva de oameni față de a cheltui 200.000 de euro unde să-ți vină 50.000 de oameni, cum facem noi la carnaval, este o diferență de la cer la pământ. Primarul Constanței a mai precizat că intenționează să facă un alt festival de muzică modern la care accesul să fie gratuit. Acesta ar urma să fie organizat pentru sezonul estival din 2014.